Începutul unui an este momentul când reflectăm asupra anului care a trecut, analizăm ce am făcut bine și ce putem îmbunătăți. Este ora bilanțului, dar și a planurilor de viitor. Însă anul 2020 a fost unul memorabil și cu greu ne putem imagina ce va urma. Anul 2020 a fost unul memorabil. Pandemia de COVID-19 a marcat viețile oamenilor, iar din această cauză cetățenii ezită a-și mai face planuri de viitor sau a mai avea speranță că anul 2021 va fi un an mai bun. Ce așteptări aveți de la anul 2021? Nu avem nicio așteptare. Nu vedeți că de la început au început cu toate impozitele, cu tot, cu pensiile, cu salariile la oameni, mor oamenii de foame. Le taie salariile și degeaba că avem și noi ministrul energiei și astea. Mie mi-ar fi rușine să ies să spun că s-a ieșit curentul cu un ban. Pe bună dreptate, anul 2021 a început cu scumpiri atât la utilități cât și la alimente și combustibil. Să fiu sincer, prea bune nu le am. Nu știu cum va derula lucrurile de aici încolo, cum vor demara, dar după cum se anunță acolo la început, par urâte. Din cauza pandemiei? Noi mai vorbim, toate sunt pe noi, fără rost. Unele nu și-au rost, dar ce să-i facem, asta e. De asemenea, pandemia va marca și anul 2021 în moduri deloc plăcute. Cursa vaccinării va fi una contra cronometru, chiar dacă se va întinde pe mai multe luni de zile. Va fi nevoie de un efort de comunicare aproape supraomenesc din partea guvernanților și a medicilor ca să-i convingă pe oameni. În primul rând să scăpăm de problema care e actuală peste tot, adică de virus, să vaccinarea se facă într-un alt ritm față de cum e acum, pentru că am impresia că s-au cam încurcat. Să fie mai bine, să câștigăm mai bine, să fim mai sănătoși. Vă așteptați să fie un an mai bun ca anul 2020? Nu mă aștept, dar sper. Nu mă aștept din cauza la ceea ce se întâmplă în toată Europa. Virusul care mereu își face mutații, economia care văd că nu se bagă bani, la noi e invers față de cum mai fac ceilalți, ăștia taie, nu pun, ăia dau. Ca să încurajeze consumul, să crească economia, ăștia la noi fac exact invers. Pe scurt, 2021 are toate șansele să fie un an mai bun decât 2020, dar unul de covalescență în care nervii ne vor fi întinși la maximum.